Mai sunt doar câteva zile până la plecarea colegilor noștri în expediție cu barca în jurul Europei. Va fi prima expediție fluvio-maritimă a echipajului românesc Circum Europa, care pleacă sâmbătă din inima orașului Timișoara și face opriri în peste 20 de foste și actuale capitale culturale europene pentru a promova Timișoara în anul în care orașul deține titlul de capitală europeană a culturii. Hei, salutare dragilor! Suntem în primul live pe Facebook, pe pagina noastră oficială, Circum Europa. Tocmai ce am plecat din Grecia, suntem pe ambarcațiunea Gaia. Abia așteptăm să ajungem acasă cu Gaia, să o lăsăm în siguranță la mare, la Marea Neagră. Și mai apoi o să venim acasă în Timișoara pe data de 27 mai. Urmează să plecăm, 27 mai la ora 10. Ambarcațiunea Gaia a ajuns zilele acestea în România, iar acum la Timișoara se fac ultimele pregătiri pentru plecarea de sâmbătă. De aici până la Marea Neagră se va pleca cu o embarcațiune mai mică, Vulpea, iar apoi se va naviga cu Gaia. Echipajul este format din 5 persoane, două dintre ele colegii noștri de la TVR Timișoara, iar fiecare are un rol bine stabilit în echipă. Eu voi face ce știu cel mai bine, sunt jurnalist de foarte mulți ani și asta va fi și rolul meu. O să relatez, o să povestesc despre ceea ce trăim zi de zi în proiectul ăsta uriaș care se cheamă Circum Europa și de care m-am legat foarte mult sufletește. Vom fi prezenți pe rețelele de socializare zilnic, de câte ori se va putea vom intra chiar în direct. Mi-am asumat rolul de coordonator, dar toți membrii echipajului sunt foarte importanți, fiecare are domeniul lui de activitate, dar în aceste zile, în ultimele zile, am început să ne ajutăm unii pe ceilalți. Suntem pe ultima sută de metri, apar situații imprevizibile, dar suntem pregătiți să le rezolvăm. Suntem foarte încrezători că sâmbătă dimineața tot o să fie ok și vom pleca și ne vom urma visul. Ultima perioadă a fost destul de aglomerată pentru echipaj, cu multe pregătiri și punerea la punct a ultimelor detalii. Pe Gaia a fost montat și testat pentru prima dată și pilotul de vânt. Wind Vane, sau în română un pilot de vânt, este autopilotul nostru, îl cheamă Bebe, botezat astăzi. E prima zi în care îl folosim. Este un autopilot care ține cont de direcția vântului și menține barca în același unghi față de vânt. Plecarea echipajului în jurul Europei este programată sâmbătă la ora 10 din spatele catedralei din Timișoara. Atât la plecare, cât și în perioada următoare la traversarea Bosforului, în Elefsina și la Patras, vor avea loc diferite evenimente culturale. Pe lângă componenta culturală și cea de promovare a canalului navigabil Bega și a Timișoarei, pe toată lungimea expediției la bord se va desfășura și un proiect de cercetare privind nivelul de poluare apelor prin care va naviga echipajul.